Bună și bine te-am regăsit! Astăzi o să discutăm despre cum ne prezentăm. Eu sunt Oana, Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Astăzi o vom cunoaște pe Vivi și prezentarea ei este foarte importantă, pentru că la final ea ne cere să Răspundem câtorva întrebări. E foarte important să fim atenți cum se prezintă ea. Eu sunt Vivi. Sunt o veveriță roșcată, foarte jucăușă. Am trei ani și locuiesc împreună cu părinții mei în scorbura unui prad bătrân. Mi- place să mănânc semințe, nuci, fructe, dar din când în când mănânc și insecte sau melci. Datorită ghearelor mele ascuțite și curbate pot să mă cațăr cu ușurință, picioarele puternice îmi permit să sar între copaci, iar coada stufoasă mă ajută să-mi țin echilibru și îmi ține și de cald. Pe parcursul unei zile, mai mult de jumătate din timp îl petrec strângând hrană. Adun ghinde, alune, semințe. Ne sunt de folos pe timpul iernii. Sunt foarte veselă și îmi place să-i ajut pe cei de lângă mine. Acum că am cunoscut-o pe Vivi, este timpul ca fiecare dintre noi să se prezinte. Și Vivi a venit în ajutorul nostru cu câteva întrebări, de care vom ține cont atunci când ne vom pregăti prezentarea. Cum te numești? Câți ani ai? Unde și cu cine locuiești? Ce îți place să mănânci? Cum îți petreci timpul liber? Acestea sunt întrebările la care trebuie să răspunzi atunci când trebuie să te prezinți. Îți doresc spor la lucru!